muzică în programul nostru. 7:34 de minute. Elevii români au obținut cele mai proaste rezultate la testele PISA din Uniunea Europeană, cu excepția celor din Bulgaria. Noroc cu bulgarii, frățiorii noștri. Întotdeauna ne scot bulgarii la treburi de genul ăsta, da. Când vorbim de ultimul loc. Atât. Eu câteodată mă înspăimânt când mă gândesc la bulgari. Pă bune că să mergem sub noi la toate alea, adică... Da. Doar între 2 și 4% dintre elevii români au performanțe de nivel înalt. 42% nu înțeleg ceea ce citesc. 42% nu înțeleg ceea ce citesc. 49% au cunoștință de matematică atât de slabe încât nu pot face, de exemplu, conversia prețurilor într-o altă monedă. Asta e chiar surprinzător, adică dacă nu știi să faci nici măcar schimbul euro-lei sau lei-euro, da, te poți aștepta să faci viața. Asta ne bazăm, da. Da. Asta nu o cred, jur, dar că n-or face ecuații alea pot să înțeleg, dar asta că nu știu să schimbe euro în lei, vreau să o văd și pe asta. Îți dau acum, poate să vezi la clasele mici. Să vezi ce înseamnă, nu este vorba de clasele mici, că asta se face acum, că mi-ai deschis subiectul ăsta, uite. Este vorba de elevi înscriși în clasa 9, mulți dintre ei, majoritatea. Clasa 7 a 1%, clasa 8 a 11%, clasa 9 a 71% și clasa 10 a 17%. Așa se face. Vorbim imediat și despre testele PISA propriu-zise. Deci situația este așa, elevii români au obținut 428 de puncte la toate cele trei categorii, matematică, citire și științe. Spre comparație, media OECD este de aproape 470, deci suntem sub medie. Rezultatele medii pentru această ediție au fost foarte asemănătoare cu cele din 2018 și, după cum am verificat, foarte asemănătoare cu rezultatele în general ale României. Deci este o băltire aici. Nu sunt îmbunătățiri sau scăderi la lectură, la științe. E o mediocritate persistentă. Mă rog, nu vi le mai dau pe toate. E nasol de tot. Dar cumva ministrul educației consideră că acest dezastru e un succes. Ligia Deca, ministrul educației, citată de bizidei.ro, a remarcat că sistemul românesc de educație a fost rezilient în contextul în care rezultatele celei mai recente ediții s-au situat, cum spuneam, la nivelul celor din 2018. Citez din ce spune doamna ministru Ligia Deca. Țara noastră a reușit, prin ansamblul măsurilor luate, să limiteze efectele pandemiei. Meritul principal le revine profesorilor, elevilor și părinților care în acea perioadă au depus toate eforturile necesare pentru ca elevii bla bla bla. Deci niște sfărăieli și niște ditirambi pentru un rezultat care este o consolidare a mediocrității. Dar e cumva în stilul nostru clasic românesc, să acoperim un pic orice necaz. Și cum e posibil, da. Să vedem partea plină a paharului. Cei mai vai de capul nostru, ultimele găini din poiată, noi și bulgarii, și ministrul educației felicită profesorii și elevii și părinții. Și ca să înțelegeți cum stăm, PISA 2006. Locul 47 din 57, PISA 2009, locul 49 din 65, PISA 2012, locul 45 din 65, 2015, locul 48, 2018, locul 47, 2022, locul 45. Suntem constanți, măcar. Am urcat 2 locuri, vezi. Da. Deci acolo suntem. Da. Da, mă, eram 49, acum suntem 47, deci e normal să fii optimist. Bun, da, e o temă de... Am vrea să vorbim. Aș vrea să ne sune dimineața asta, vă rog, adică rugămintea noastră este să ne sune profesorii, învățătorii, 0372069599 și părinții, desigur, dar în primul rând profesorii și învățătorii care sunt pe recepție. Oameni buni, sunați-ne, vă rugăm, la 0372069599 și explicați-ne, să înțelegem și noi, toți cei care suntem pe frecvență, ce Dumnezeului se întâmplă în învățământul românesc, preuniversitar, învățământul gimnazial și liceal. Este această stare de mediocritate, nici măcar n-aș spune persistente, este îmbetonată, dacă îmi permiteți să zic așa. Practic nu se clintește nimic. De ani și ani de zile, tot acolo suntem. Iar testele astea PISA... Vai să zici ceva, Zaf? Da, mă gândesc că poate cel mai bine ar fi să ne sune profesorii în această dimineață, pentru că de multe ori, știi, ajung de se plâng că n-au aia, că n-au aia, că nu se întâmplă un lucru, că și-ar dori mai mult într-un sens sau altul. Dar uite, ăsta este un moment potrivit. Sunt o voce și o pot exprima în mod public în dimineața asta, la radio, că poate asta contează și va schimba ceva la un moment dat. De asta mă gândeam că poate cel mai bine ne adresăm profesorilor. Ei ar trebui să știe cel mai bine cum stau lucrurile în momentul ăsta și ce ar putea fi schimbat. Cei mai mulți dintre noi nu știm cum arată aceste teste PISA. Puteți să dați fiecare dintre voi o căutare pe Google, pe parintiicerschimbare.ro este exemplificat un astfel de test. Pe scurt, de exemplu, la la testul scris-citit este în felul următor. Se dă un text, în cazul acesta este un text despre valoarea nutritivă a laptelui. E un text de, ce să spun, cred că are 200 de cuvinte maximum. Produsele lactate, nu știu, conțin nutrienți esențial, bla bla, calciu. Consumul de produse lactate conduce la scăderea, așa. Profesorul cutare zice nu știu ce. Și după aceea se pun diverse întrebări. Adică, în conformitate cu acest articol, care dintre afirmațiile de mai jos este acceptată atât de specialiști cât și de organizațiile de referință din domeniul medical? De exemplu, în acest caz, consumul de lapte și de produse de lactate produce obezitate. Sau, laptele este o bună sursă de vitamine și minerale esențiale. Sau, laptele conține mai multe vitamine decât minerale. Sau, a patra variantă, consumul de lapte reprezintă una dintre principalele cauze ale osteoporozei. Wow. Dacă ai citit, ăsta este nivelul, stai puțin, ăsta este nivelul de dificultate 1 din 5. La nivelul de dificultate 5 îți dă același text sau un text asemănător în care trebuie să înțelegi care dintre afirmațiile pe care ți le propune testul este o opinie sau un fapt. Deci, citirea textului și înțelegerea lui îți permite să-ți dai seama care dintre afirmațiile pe care ți le propune testul, examenul respectiv, este opinia cuiva sau un fapt prezentat ca atare în articol. Adică ceva mai simplu nu există. Să știi că lui Luca i-a fost frică să nu-l întrebi care e opinie și care e fapt. Bine. Pe mine mă tulbura aia cu schimbul valutar. Vă spun, dacă copiii noștri nu se vor descurca nici cu schimbul valutar, atunci e o tragedie. Hai să facem așa. Ne întâlnim la 0372069599. Ne sunați și chiar dacă suntem la Timișoara, intrăm în direct și vorbim pe tema asta. Da. De ce credeți că învățământul nostru are rezultate atât de proaste? Și ce e de făcut? Așteptăm, cum spuneam, profesorii și învățătorii. Deșteptarea.